avem întreg filmul interogatoriului. Răspunsurile presupusului criminal al tinerei gravide vă vor șoca. Aveți timp sau e până pe dinainte? Văd că deja ați devenit părtinitor. Patronul acuzat susține că a fost provocat până când și-a pierdut cumpătul. Deci eram de 2 ani de zile amenințat de gașca fraților ei că dacă nu plătesc taxă de protecție 10.000... Aflați totul în câteva clipe exclusiv la Acces Direct. Avem exclusivitate pe declarația patronului magazinului Groazei. Ce anume a declarat acesta în fața procurorilor întrece orice scenariu de film. Printre altele, bărbatul susține că el însuși ar fi fost o victimă a angajatei sale. În ce sens, aflăm imediat. În legătură directă cu noi prin Skype este acum avocatul Adrian Cuculis. Bună seara, domnule avocat! Mulțumim că sunteți alături de noi. Nu vă auzim, dar imediat refacem această legătură. Nu ați fost ieri pe acest subiect, doamnelor, însă este un subiect care de asemenea a vuit în presă. Este o moarte absolut înfiorătoare. Un senior de 72 de ani, patron de magazin, a omorât-o pe angajata lui. Sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Fata a însărcinat în 16 săptămâni, avea 24 de ani. Unii spun că el ar fi făcut avansuri pe care ea le-ar fi refuzat. Și el acum sigur că se apără, recunoaște această crimă, el a fost la secția de poliție, dar spune că a fost provocat și că ea a meritat toate aceste lucruri și că el nu a premeditat, a fost o chestiune de moment. Moartea s-a întâmplat absolut cutremurător, dar nu o să putem dezvolta noi prea multe la ora asta. La fel, în legătură directă cu noi este mama acestei tinere. Condoleanțe din nou, doamnă. Condoleanțe. Și cred că are făcut legătura și cu domnul Cuculis, căruia îi spunem bună seara din nou. Salut, Adi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Bun, ne auzim acum. Doamna Mihaela este în legătură directă cu noi. Doamna Mihaela, ați văzut ieri aici la noi acea declarație. Dăm voie să spun Mihaela că avem aceeași vârstă, da? Și mie și mai mie mai ușor să discutăm așa. Ai văzut ieri declarația lui halucinantă în fața polițiștilor și o să vezi și astăzi mai multe, pentru că el a vorbit foarte mult cu polițiștii. Aproape că îi place să fie în acest rol în care să fie ascultat, în care să aibă o anumită importanță, în care pune la punct autoritățile și spune cumva ia la rost, cum îmi demonstrați voi mie că am premeditat? N-a fost nicio premeditare. Voi știți ce făcea mie fata asta? Și astfel de lucruri, ba cere să-și pună căciula în timpul anchetei, lucru care iarăși poate trăda o anumită problemă sau, știu, o fixație, o psihoză, ceva, pentru că spun unii care îl cunosc că el purta perucă. Uh-huh. Ori în fața polițiștilor, doamna psiholog, fiind fără căciulă, ori se simțea el vulnerabil, ori are el o problemă, se simțe prea deschis sau are o problemă și a cerut să și i s-a dat voie să-și pună căciula. Deci o formă de protecție. Trăda, iarăși o problemă a dumnealui. Altfel, om însurat cu o fată de 40 și ceva de ani care acum vrea să-l scoată fără discernământ ca să nu intre în închisoare pentru această crimă abominabilă. Dar el, știm cumva de la cunoscuți, de la mama, de la frați, că tot se povenește acolo de cum era el înainte, cum îl avem descris de cine îl cunoștea, de cine interacționa. Îl cunoștea foarte bine chiar socrul acestei fete, pentru că el a și recomandat-o pe fată și fetei l-a recomandat pe acest bărbat să lucreze la el, că are un program mai bun, fata era însărcinată, să nu stea nopțile, să nu stea în frig. Și acest socru, atenție, îl cunoștea de peste 20 de ani. Erau cumva acolo în cartier, nu știu, vecini. Da. Și vreau să întreb acum pe Mihaela. Mihaela, tu ai reușit să vorbești cu cuscrul tău, cum ar veni, să-l întrebi ce știa el despre acest bărbat? De ce l-a recomandat fetei tale să lucreze la el? Bună ziua! Eu am primit până și astăzi de dimineață pentru a avea mai multe informații legătură și cu ceea ce a discutat dumneavoastră ieri în magazinul. Căci vrea, în teorie, nu vrea să pună magazinul pe numele fiicei mele. El vrea să renunțe la magazin ca să-l dea în chirie familiei.
lui ce familie, în sensul socrului, i-a propus prima lui ca să-l ia în chirie 2000 de euro, după care socrul i-a zis că are anumite probleme. Fiindcă el se află în divorț și nu avea de gând să facă absolut nimic la magazinul. Și după aia i-a zis socrul, i-a zis fetei mele, i-a spus postul, i-a spus dacă vor copiii să-l ia, ok. Și el i-a zis, păi da, dar mă gândeam că tu știi și lucrări de 20 de ani cu mine, măcar le stai aproape, înveți și așa, da, nicio problemă, eu le stau aproape și înveți. Și după aia s-a dus și i-a propus fetei mele, astea sunt vorbele socrului, să ia magazinul pentru 2500 de euro. Lui a zis 2000, lui, ei 2500 de euro. Ea i-a zis ok, eu luăm, vedem, vorbim și atâta tot. De magazin. Bineînțeles că i-a propus socrul fetei să ducă să lucreze acolo, deoarece el lucra de 20 de ani. Și eu știu că mi-a spus socrul când a rămas tot cartierul sărăjean, a rămas șocat, care îl cunoșteau, până și dânsul, domnul Vasile, care a zugrăvit la noi în cameră în vara anului trecut, a rămas șocat, am vorbit ieri cu dânsul și a zis că el, pentru două luni de zile el a rămas șocat, nu se aștepta la așa ceva. Și nici în ziua de astăzi el nu mai reușește să treacă prin fața magazinului. Da, este... Toată lumea știa liniștit. Toată lumea, din care eu am vorbit la fața locului, când am fost și am ajuns în România, am mai vorbit și v-am spus și ieri că s-auzea de stânga din dreapta anumite doamne care au lucrat între cu el și zicea că câteodată era agresiv, mai urla, mai țipa, exact cum suntem noi toți. Da, da. Mai avem momente de nervi. Da, în ce privește faptul că el lăsase soția și fiica, am înțeles, acolo în domiciliul lor și el se mutase, de cât timp stătea la magazin? Acum vă spun imediat, fiindcă m-am informat și de chestia aceasta, eu vă spun ceea ce m-am informat la socul fetei mele, fiindcă eu nu-l cunosc, eu nu-l știu, eu i-am zis decât am trecut în ziua, bună ziua și atâta. Da. Fiica lui am înțeles că stă singură, nici de cum cu mama. Mama ei stă singură în altă casă, iar el s-a mutat în jur de 7-8 ani, 6-7-8 ani în urmă, s-a mutat aici în magazin, dar nu imediat. Mi-a spus socrul fetei mele dimineața aceasta. El s-a mutat când a fost arestat, dacă nu mă înșel, să nu mint, la Piatra Neamț. A stat o lună jumătate, două luni arestat, fiindcă a făcut ceva de o trufă la stat, nu știu, habar n-am, ceva de genul. Când a ieșit din pușcărie de acolo, după două luni de zile aproximativ, s-a mutat aici, dar nu imediat, că a zis că a trebuit să pună gresie, faianță, să sistemeze bucătărie, cameră, ce avea el acolo. Dar el avea niște probleme, clar, pentru că închisese acea casă de pariuri, mai închisese și un alt business, rămăsese doar cu acest magazin și urma și pe acesta să-l închirieze. Ceva probleme financiare, probabil că apăruseră. Ați aflat cumva și despre aceste probleme ale lui financiare? Eu am spus și ieri, eu din vorbele fetiței mele, Dumnezeu să o binească, mi-a spus în felul următor, mami, cum că doamna care lucra împreună cu neanelul, cu socrul meu, este în vârstă și are probleme de sănătate și nu mai poate veni la magazin, șeful s-a decis, exact așa am zicea, șeful s-a decis ca și cu socrul să mă mute pe mine la magazin. Dar nu a fost în capul lui ca să închidă magazin, cum se numește, sala de pariuri sau cum Dumnezeu se numește. El a angajat o altă fată acolo. Fata mea, când eu vorbeam cu ea anul trecut, stătea și o învăța pe fata respectivă cum să procedeze cu bilete, și cum să funcționează acolo. Ce făcea ea acolo. Doamna Mihaela, dumneavoastră exact. Ați văzut acea declarație a lui în fața anchetatorilor? E acel interviu. Multe să vă zic sincer, da. A oferit anchetatorilor. Să vă zic sincer, eu am văzut-o și vă spun sincer, eu am șters-o din telefon. Fiindcă am rămas foarte șocată de ceea ce a putut să spună de copilul meu. De șocată. Deci el, de pe data de 7 decembrie, cu doamna avocată care a fost în trecut, ne-a spus că el a fost scos la anchetă încă de vreo 4-5 ori și nu a vrut să declare nimica, fiindcă el a spus cu gura lui că este stare de șoc. Cum deodată, pe data de 28 decembrie, a cerut ca să facă acea declarație?
Și e înțeleg că a cerut anularea primei declarații, da? După care a zis să nu se mai ia în considerare că, uite, vă dau acum alta și luați de bună ce zic de acum încolo. Asta mi se pare... Exact. Da. Și vă spun sincer, eu am șters acel video, fiindcă mă trăgea mereu inima să văd ce... Deci nu venea să cred ce ce-a putut să vorbească despre copilașul meu. Domnule avocat, vă ascult imediat, dar facem așa. Hai să vedem încă o declarație. Avem, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, avem această declarație completă. Este foarte important ce spune acest patron al magazinului, pentru că oferă detalii incredibile. O să am structurat această declarație în mai multe bucăți. O să vedem prima parte cum se apără patronul magazinului Groazei. Aflăm chiar acum din prima parte a acestui material pregătit de colegii noștri. Vă atenționăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aveți timp sau e pe repede înainte? Văd că deja ați devenit părtinitori. Pe mine nu m-ați ascultat niciodată. Când am dat prima declarație, da? Eram foarte obosit, sufăr de tinus. Da, așa, nu realizam ce sunt întrebat și ce spun. Deci recunosc crima. M-ați încadrat direct la 100 de ani pedeapsă. Acolo că am făcut premeditare, că n-am făcut... De unde știți dumneavoastră că am făcut premeditare? Cu ce mă puteți proba? Fața lui Dumnezeu trebuie să fim drepți toți. Pare că sufăr de o boală a sistemului nervos, tinnitus, deci a înțiuită al urechilor. Deja a început să-mi afecțiune care a condus de asemenea la starea de tulburare din cauza căreia am comis faptul. Nu realizez cum am comis această faptă. Ah, ok. Deci recunosc crima, dar nu realizez. Eram obosit, stresat și nu realizez ce s-a întâmplat. În ziua anchetei, eram foarte obosit de regla psihic. Nu realizam ce sunt întrebat și ce răspund. Retractez toată declarația aia. V-ați dat seama că ați ucis-o, știați pe cine ați ucis, nu că ați ucis pe cineva, că ați văzut. Nu, am realizat după ce am ieșit din curte, dar am văzut sângele pe mine. Primul lucru care a fost când ați văzut sângele? Dar am zis, doamne, am omorât pe cineva. Am omorât pe cineva. A fost identificat, n-am realizat. Eram sub impulsul victima a fost identificată de dumneavoastră. Eu recunosc crima. Am momente când mă dereglează țiuit tinusul ăsta din urechi în tot corpul. Doamna psiholog, mă uitam la dumneavoastră. Cum vi se pare un astfel de... Îi zice un criminal, că dacă a recunoscut, e... Păi, tocmai asta... Da, presupus că dacă nu e condamnat, da, putem noi să-l numim, dar el a zis că a omorât. Adică da, noi știm că dacă omor, dar, te numește așa, dar mă rog, avea, să zică instanța. El avea o grijă, cumva. Da. Nu-i părea rău de ce a făcut. Adică am avut o problemă. Nu știu ce s-a întâmplat în momentul ăla. Da. Am o părere de rău că s-a întâmplat spus, asta. Da, a spus cu subiect și predicat că nu regret, da, faptul. Adică el este axat tocmai pe ceea ce vrea în relația lui cu autoritatea, respectiv cu poliția. Folosește acel tinnitus ca și când ar fi fost ceva declanșator. Ce-i tinnitus ăsta? Un țiuit continuu în ureche, da? Țiuitul continuu, da, sau cu intermitențe. Da. Da, e neurologic, dar nu cred că poate fi atât de grav încât să declanșeze un asemenea comportament. Mă surprinde ideea lui de a convinge pe cei de acolo că el a fost obosit, că el a fost stresat, dar niciodată nu pomenește: nu știu ce s-a întâmplat cu mine de am putut să fac asemenea gest. Nu știu ce a fost cu mintea mea că m-am trezit, cum spune acolo la un moment dat. Adică el nu are părerea de rău, nu are nicio remușcare. El nu regretă fapta, nu regretă moartea acestei copile cu încă o ființă în burtica ei. Da. Nu regretă nimic, nu regretă suferința pe care a produs-o familiei, mamei cu care noi suntem în legătură acum.